Primarul capitalei Gabriela Fira renunță la plângerea penală împotriva lui Traian Băsescu. Firea a declarat că decizia a luat-o după ce s-a consultat cu familia și cu apropiații. Primărița Bucureștiului spune că de la momentul plângerii și până acum au trecut 2 ani, timp în care a născut un copil și a devenit mai bătrână cu 2 ani, perioada în care a reevaluat situația. Între timp, spune ea, a vorbit și cu bucureștenii care ar fi vrut și ei o soluție mai rapidă. Gabriela l-a dat în judecată pe Traian Băsescu în 2014 după ce acesta a declarat despre ea la o emisiune de televiziune că ar fi mai bine să stea în banca ei și să se ocupe de ce se întâmplă pe moșia soțului ei unde este primar, că s-ar putea să nu-l mai găsească într-o zi acasă dacă nu e atentă, a spus atunci fostul președinte. Gabriela Firea a luat declarația lui Traian Băsescu drept o amenințare directă la adresa familiei sale și a făcut plângere penală. La acea vreme, Firea era membru al Senatului României și membru al Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru Verificarea Legalității Achiziției Terenurilor din zona comunei Nana, județul Călăraș.